Comentariul biblic, MacArthur, Noul Testament Explicând adevărul divin, verset cu verset, John MacArthur Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 14 Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Nu va asculta cuvintele voastre. Prioritatea consta în a spune oamenilor că regele venise și regatul său era aproape. Mesajul era cel mai important lucru. Semnele și minunile aveau menirea de autentificare a mesajului. Să scuturați praful de pe picioarele voastre. Era un gest obișnuit pentru evrei, o expresie a disprețului lor când se întorceau din regiuni populate de neevrei. Paul și Barnaba au procedat la fel când au fost izgoniți din Antiohia. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 51. Pavel și Barnaba. Au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în iconia. Acest gest vizibil de protest arăta că ei considerau că locul acela nu era cu nimic mai bun decât un ținut păgân. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 15. Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Sodomei și Gomorei Aceste orașe și toată regiunea înconjurătoare fusese răjudecate fără avertizment și cu cea mai mare asprime. Geneza, capitolul 19, versetele 1 la 29 Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara. Și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis: Domnii mei, intrați, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămâneți peste noapte în ea, și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți scula de dimineață și vă veți vedea de drum. Nu, au răspuns ei. Ci vom petrece noaptea în uliță. Dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui, le-a pregătit o cină, a pusă coacă azim și au mâncat. Dar nu se culcaseră încă, și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa. Tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și i-au zis: Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei. Lot a ieșit afară la ei la ușă, a încuiat ușa după el și a zis: Fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate! Iată că am două fete care nu știu de bărbat. Am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea. Numai nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperișului casei mele. Ei au strigat, pleacă, și au zis, omul acesta a venit să lucrească aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul? Ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor, și împingând pe lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. Dar bărbații aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă și au încuiat ușa. Iar pe oamenii care erau la ușa casei i-au lovit cu orbire, de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri! Fi și fiice și tot ce ai încetate scoate din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului, împotriva locuitorilor lui, de aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea, dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de lot zicând, Scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pieri și tu în nelegiuirea cetății. Și, fiindcă lot zăbovea, bărbații aceia i-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe i-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, Scapă-ți viața și să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, O, nu, Doamne! Iată că am căpătat trecere înaintea ta și a arătat mare îndurare față de mine, păstrându în -mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. Oh, de-aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Și el i-a zis: Iată că-ți fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fuginea. Căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății aceleia numele Țoar. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Atunci, Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimici cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Avram s-a sculat a doua zi, dis de dimineață, și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului și a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum, ca fumul unui cuptor. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram, și a scăpat pe lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetățile unde își așezase lot locuința. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 16. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți, dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Lupilor, cuvânt folosit pentru a-i descrie pe profeții falși care îi persecută pe cei autentici și caută să distrugă Biserica. Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 15. Păziți-vă de proroci mincinoși! Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 3. Duceți-vă, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 29. Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârâ între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 3. Duceți-vă, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 17. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Vă vor da. Expresia traduce un termen tehnic, în acest context fiind folosită pentru predarea unui prizonier spre încarcerare. Persecutarea credincioșilor a constituit adesea politica oficială a guvernelor. Astfel de persecuții dau ocazia credincioșilor de a depune mărturie pentru adevărul Evangheliei. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetele 1 la 4 v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. A doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 4, versetul 16. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 19. Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Nu vă îngrijorați. Evanghelia după Luca capitolul 12, versetul 11. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele 21 la 23. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copiii lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâs de toți, din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni fiul omului. Aceste versete au, în mod clar, o semnificație escatologică, mult mai profundă decât ceea ce implica misiunea imediată a discipolilor. Persecuțiile pe care le descrie Domnul Isus Hristos par să aparțină perioadei Marii Strântorări, necazului cel mare, care precede a doua venire a Domnului Isus Hristos, la care se face aluzie în versetul 23. Evanghelia după Matei, capitolul 10, Versetul 22: Veți fi urăți de toți, din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Cine va răbda până la sfârșit? Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 13: Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit.